Deci oamenii sunt disperați. Am vorbit și cu o prietenă mea contabilă. Bă, deci este măcel, fraților. Este măcel. Deci ăștia s-au... Deci deja vor să-și închidă firmele. Unul are vreo 180 ceva de angajați, iar celălalt are undeva la vreo 400 și ceva de angajați. Și au început să facă vorbele, să facă tot ce e de făcut, să închidă firmele. Voi vă realizați 600 și ceva de oameni or să rămână fără locuri de muncă din cauza nenorocirii care s-a abătut asupra noastră cu aceste... Băi, deci, fraților, criză, deci este o criză din asta profundă. Iar ceea ce a făcut Ciolacu cu aceste măsuri fiscale, bă, deci n-am cuvinte. Deci dacă aveți contabil, dacă aveți prieteni cu firme cu astea, sunați-i să vedeți ce vă spun oamenii. Deci toți sunt disperați, toți sunt disperați. Criza asta în care ne-a băgat acest individ fără să gândească, bă, o secundă să se gândească la mici întreprinzători, mici SRL-urile mici. Păi, deci, n-ai cuvinte, frate, n-ai. Chiar mă gândeam, sunt unii, frate, care ei n-or să simtă criza asta niciodată, doar noi o să o simțim. Dar sunt unii, și o să vă zic acum, care ies la pensie la 50 de ani. Știați că în România se iese la pensie la 50 de ani, da? În condițiile în care, deci asta e un anumit segment de oameni foarte privilegiați care ies la pensie la 50 de ani. Restul trebuie să lucreze până la 65. Da? Prostimea. Iar acești oameni privilegiați care ies la 50 de ani la pensie, ce credeți că fac, mă? Se duc și se angajează în administrațiile publice locale. Poftim? Da. Se angajează în administrația publică locală, el primind pensie și în același timp și salariu de la statul român. Sunt unele cazuri în care aceste persoane din administrația publică locală încasează la sfârșitul lunii mai mulți bani decât încasează un primar. Iar ei au niște funcții din astea de... Înțelegeți? Băi, voi realizați în ce demență noi trăim și Ciolacu ne omoară pe noi restul, iar pe ăștia îi lasă să zburde cum vor ei? Cum o să iei și pensie și salariu de la stat, mă? Cum? La 50 de ani? Cum vine, mă, frate, treaba asta? Și cum poți să intri tu să-mi spui, dar ce are, domnule, dacă am ieșit la pensie la 50 de ani? Bă, futu-vă paștele mamii voastre! Cum să ieșiți, bă, la 50 de ani la pensie și restul oamenilor să iasă la 65 de ani? Nu vă este, bă, rușine, bă, să mai ridicați și capul din pământ, mă? Păi ce speranță de viață are la bă la 65 de ani după ce a plătit atâția ani de zile pensia? Cât mai are el, mă, de trăit să-și mănânce pensia aia, mă? Și tu la 50 de ani te duci și te angajezi în sistemul public, mă? Și iei și salariu? Păi unde-i dreptatea, domnule Ciolacu? Unde-i dreptatea? Vă spun eu, criza în care ne-ați băgat noastră, acolo e dreptatea. Unii se îmbogățesc, alții sărăcesc, și alții ori să moară de foame. Și în continuare suntem în 1 noiembrie și nimeni nu este pe stradă. Unde sunt, mă, liderii de sindicat? Unde sunt? Unde este presa să nebunească, să scrie cu litere de șchioapă, roșii, apocalipsa financiară, criza în care se afundă România? Nimeni nu spune nimic, pentru că toți au fost cumpărați într-un fel sau altul. Da, deci noi, talpa țării, oamenii aia care muncim de dimineață până seară și ne plătim taxele cu chiu cu vai, ăștia suntem cei mai afectați de criză. Ăia mari, nu. Aia e. Ce
ce să vă zic, dragi români, îmi pare rău pentru noi, îmi pare rău că nu avem ce să lăsăm copiilor noștri. Asta mă doare cel mai tare, că nu avem ce să lăsăm copiilor noștri în urma noastră, pentru că țara este distrusă. Și distrusă sistematic, zi de zi, de aceste personaje indolente și nesimțite, care nu realizează că poporul ăsta român este mai important decât orice alt interes străin. Îmi pare rău, românii.